Salutăm pe toți fanii Horseman, urmăritorii canalului, colaboratori pe Horseman și prieteni. Hubba, 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 hubba. Să vreau să vă zic o poveste sau să vă povestesc un pic despre familiile mele de porumbei. Nu despre toate. O să înțelegeți. Hubba, 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 hubba. Și cu interes mai degrabă pentru cei care au niște păsări din aceste familii sau această familie. Pentru că vorbim de doi verișori, da? Doi masculi albaștri scoși de mine prin 2019, 2019-2020. Mă rog, ideea următoare, dacă observați pe piciorul acestei femele, asta este o femelă Reduce, de 2021, cred, că poate și vedem pe inel. Opa, 2000, fie 2020 acolo. Tot ce e posibil. Problemă roșie. De ce și de unde? A avut în acel an două perechi albastre și ca să diferențiez puii lor, o parte, da, puii dintr-o pereche au fost marcați cu clemă roșie, iar puii din cealaltă pereche cu clemă roz. Clemă roz, roz și roșu. Complementare, nu? Sau nu? Una e nuanță? Nu. Dacă avem prin preajmă un pictor sau un grafician, poate ne dezlușește dacă roz și roz sunt culori complementare sau nuanțe. Roșu, nu, roșu e culoare. No. De ce roz și roșu, deși aveam și alte culori? Pentru că familiile astea două erau și înrudite. Și ca să-mi sară un pic în ochi, da? De aia n-am folosit ce mai aveam, alb sau mov, verde. Roșii, roșu am ales eu la momentul respectiv. Mă rog, trecem peste factorul de decizie. No. Treaba este că am scos mulți pui din ambele perechi. Din cea cu clemeroz, da, perechea din care am clemat roz, să zic așa, să nu zic inelat cu clemeroz. Am scos 3 sau 4 masculi albaștri, da? Și 2 femele culoarea aceasta, Reduce Dungat. La clemeros, atenție. 2 Reduce Dungat și 3 masculi albaștri și cred că am mai scos și o femelă albastră din ei. Mai știu sigur. No. Cei 3 masculi albaștri cu clemeroz, unul a ajuns la Cosmin, la Cornești,
împreună cu tatăl lor, Damasculul din perechea aceea unde am clemat cu roz. Unul i-l-am dat lui Claudiu George și acum a venit înapoi. Și unul era olandezul, a ajuns la, găsiți la mine pe canal cu numele acesta, căutați olandezul, un mascul cu gușă mare, simpatic, n-a făcut față la zbor și a plecat ca și horseman, adică pentru a fi reprodus ca și rasă, ei fiind păsări pure, să le zicem așa, dar de standard bun, a plecat la Denis Vlășceanu, acel al treilea mascul, olandezul, și da, a existat și al patrulea, dar iată că am avut patru masculi la Cleme Roz. De al patrulea mascul mi l-am ținut mie să reproduc. Am ales pe acel mascul din toți cei patru, ca părându-mi se mie cel mai bun. Atenție, acum vorbim de familia cu Cleme Roz, înrudită cu familia cu Cleme Roșii. Pe motiv că masculii erau verișuri. Bun. No, am păstrat un mascul albastru cu Clemă Roz, din care am scos în 2021, așa este, da, ei sunt de 2020, și în 2021 am scos cu acel mascul o femelă neagră foarte frumoasă, foarte frumoasă, un singur pui am avut din el și ăla mi s-a părut foarte, foarte bun. Femelă neagră foarte frumoasă, pe mama ei am și dat-o la Cosmin Neagu. Pe considerentul că voi păstra acea fică neagră foarte frumoasă. Mi-a plăcut foarte mult neagra aceea și am dat-o astfel pe mama ei. Deci un singur pui am scos cu masculul acela, cu Clemă Roz, în 2021. El a rămas la mine să-l reproduc în 2022 cu o femelă andaluz. Și am reușit să scot tot două fiice din ei, andaluz, pe care le-am pus și aici pe canal în perioada premergătoare expoziție naționale, când pregăteam păsările pentru expoziție, dar decisesem la acel moment că acele două femele nu se încadrează pe motiv că erau prea nervoase. O femelă indigo dungată și una andaluz, fiice din același albastru Clemă Roz, da? Din cealaltă familie. Bun. Iar masculul, da, Clemă Staroz, al patrulea pe care l-am păstrat eu, iată, 2 ani de zile, am reprodus în 2021 o singură fică din el extraordinară, după părerea mea. Și în 2022 am reprodus, iată, tot două fiice, nu așa de grozave, dar nu așa de extraordinare, să zicem, dar mulțumitoare pentru mine pentru a continua cu ele și astfel m-am decis să-i dau părinților, să dau și ultimul mascul cu Clemă Roz din acea familie și a făcut treaba la mine. 2 ani la rând, dacă am ținut în 2021 o femelă și în 2022 dintre cele două surori mai țineam o femelă, masculul și-ar fi făcut treaba la mine mai mult decât suficient. Da? Și-ar fi făcut treaba grozav. Pentru că reproduc în primul rând pentru mine, au ieșit pui puțin, dar calitatea face să conteze, da? Dacă scoți un pui și foarte bun, cum vă ziceam, de femeia neagră, ești mulțumit dacă scoți pentru tine. Dacă scoți pentru piață, îți trebuie cât mai mulți, că te descurci tu la piață. O întorci, o dregi, o prezinți pasărea cum
cum se poate, mai bine, nu? Bun. No, și în vara acestui an, 2022 sau anului trecut, mai degrabă, ultimul mascul albastru cremă roz a plecat la să nu nimeresc eu acum, la Vaslui, la Cosmin, la Cosmin Gheuca, un alt pasionat de horseman care a început anul trecut, era iar să zic în acest an, anul trecut cu ei și și-a dorit perechi cu care să scoată de obicei pe parcursul sau pe sfârșitul anului, pe sfârșitul verii, eu încep să scot din perechile mele și cei interesați, celor interesanți le recomand mai degrabă perechile din care am scos eu. Perechile din care am scos eu ies pe motiv că puii lor rămân la mine. Deci sunt mulțumit de puii lor. De-aia ies perechile din care reproduc. Mare parte dintre ele. Din cele care reproduc, da? Dacă iese una din care n-am reprodus, atunci vă dați seama că n-am reprodus pentru că aveam alte intenții sau aveam intenții să reproduc din alte păsări. Bun, hai că v-am zis de familia cu cleme roz și încă n-am terminat, da? V-am zis numai despre cei patru masculi pe unde au ajuns, dar mi-au dat și două fiice Ridius. Una dintre ele a fost reprodusă cu masculul Indigo pe gut închis, Indigo-ul, îi ziceam eu. Am reprodus-o cu el, da, o femeluță exact culoarea asta de din cealaltă familie, clemăroz. I-am reprodus în 2021 și la începutul lui 2022 i-am vândut, da, ca și pereche, eu obținând 3 pui din ei, da, 3 pui. Vorbim acum de o mamă clemăroz, da, care am ținut 3 pui. Bun, pe cealaltă parte, am avut cealaltă familie cu clemă roșie. În familia cu clemă roșie, perechea care, ar căror pui am clemat cu roșu, era formată, așa cum am zis, tot dintr-un mascul albastru, verișor cu tatăl clemaților roz și tot cu o femelă albastră, care de data aceasta nu era înrudită cu cealaltă femeie albastră din perechea clemații roz. Din această pereche, da, femela albastră, mama acestor pui clemați cu roșu, este femela albastră care am făcut-o, da, pe care am făcut-o sau pe care am scos-o campioană la Naționala de luna trecută. Din decembrie 2022. Femela cea albastră este mama clemaților cu roșu din 2020. Hop, ba, hop, hop. Adică este și mama acestei femele. Din perechea aceasta de clemați roșu am scos o singură fică Ridius pe aceasta. Și din nou nu mai știu sigur dacă nu cumva am scos și un albastru, habar n-am. Dar am scos vreo 5 sau 6 masculi cu clemă roșie, da? Adică din perechea asta, clemați de mine automat cu roșu. Vreo 5 sau 6 masculi am avut. Mari, mari. N-am ținut, am ales să nu țin niciunul. Am ales să nu țin niciunul, nu știu dacă am făcut bine sau rău, dar nu regret, ca să zic așa. N-am pierdut, nu pot zic că am pierdut ceva. Am ales să-i dau pe toți și să păstrez doar această femelă, da, din acea familie, pe considerent de culoare, dar și de aspect. Ea a fost mult mai frumoasă în primul an, acum este luată de pe un pui. Ieri am luat-o de pe un pui.
pe care îl creștea ca și doică. Deci este, femela este după un an de crescut pui, nu a ei. Nu a ei. Un an plin, da? Deci inclusiv acum în ianuarie avea pui. Bun. Și iată, am această femelă de 2020, cremă roșie, într-o familie unde am avut vreo 6, 7, 8 păsări. Da? Pui. Deci atâția pui au fost în frați în familia respectivă. Am ținut-o doar pe ea din 2020, suntem în 2023 și încă nu am reprodus din ea. Încă nu am reprodus din ea. Frații ei au ajuns în mai multe voliere. La nanul Constantin, și lui am dat unul, lui Eugen i-am dat unul, Eugen Nica în Italia, și el are unul, nu mai știu pe unde au ajuns ceilalți, nu mai știu, foarte posibil să fie unul la Denis Vlășceanu, da? El cam din toate familiile are de pe la mine. Și unul a ajuns la Cristi Marinescu și unul la Cosmin Neagu. Bă, unul a ajuns la Ionuț Nicolae și vărul său Vlad Barbu. Și acolo am trimis unul. Am trimis doi albaștri, doi masculi la în 2021. Le-am trimis un metis, un frate de-a lui Adam. Adam este un porumbel de vânătoare de pe cel al canal al meu. Le-am trimis un albastru metis, da? Și un albastru Horse Mampur, un frate cu această femelă. Și cum ziceam, ultimul a ajuns la Cosmin Neagu. Cred că la Cosmin Neagu i-am trimis odată sau deodată cu Cristi Marinescu, dar nu mai știu sigur. Nu mai știu sigur. Le-am trimis lor ultimii doi masculi, cred. Poate că n-am trimis în combinația asta. Nu i-am cuplat, dar știu sigur că la fiecare din această pereche clemați cu roșu i-am dat. Sigur, ei n-au văzut clemele roșii, numai înainte, poate dacă le-am făcut poze înainte să le trimit. Cred că toți au fost cadou, mai puțin cel care, pe care l-a luat Eugen. Stau acum și mă gândesc, cred că Eugen l-a luat totuși pe ultimul. Cred că Eugen l-a luat pe ultimul. Ce înseamnă ultimul? Ultimul înseamnă că este ultimul rămas la selecție. Da? Am selectat și tot am scos câte 1, 2, până a rămas ultimul, în eventualitatea să rămână la mine. M-am decis să-l dau și pe acel, aveam foarte mulți pui în anul respectiv și nu aveam planuri de pereche. Cum v-am zis, am dat toți cei 6 frați ai acestei femele, că deja sunt 6 la câți crescători am zis că au ajuns, poate am zis mai mult de 6. Cei doi verișori au primit împreună unul, Ionuț Nicolae și Vlad Barbu. No. La cine au ajuns cei 6 masculi, pentru că eu i-am scos, am decis să nu-i țin, da? Am decis să nu-i țin și am dat mai departe. Iată aici pe sora lor, care după 2 ani de zile nu a reprodus și nu a fost niciodată propusă cuiva să o ia, să o achiziționeze. Femeia este ținută la mine până în acest moment, nu știu ce va fi pe viitor, ca să lucrez cu ea. Pe motiv că este din, iată, din această familie cu clemă roșie care nu mi este înrudită direct cu
restul păsărilor, da? Cu restul, cu familia Clemeros, care erau oarecum neamuri. Tații lor erau verișori, da? Ele sunt verișori de-a doua, să zicem. Doar din celelalte am scos. Din familia Clemeros am scos deja, am strănepoți. Strănepoți am din acea familie. Deci sunt destul de distanțați ca și grad de rudenie de această femeluță. Neexistând interes din partea mea de a-i lucra împreună acum. Nu, femeluța voi lucra cu altceva la momentul potrivit care poate se apropie. Poate se apropie. Acest clip nu este neapărat despre împerecherea acestei femeluțe, care nu se întâmplă acum. Acest clip este despre cum evoluează sau cum se păstrează sau cum lucrez eu familiile de horseman la mine în volieră. Iată, cum spuneam, o femeluță cu lemă roșie, așa cum se vede, care este soră cu 6 masculi pe care i-am înstrăinat, să zicem, da? În 2021 și în 2020, când s-au născut ei, la sfârșitul anului și începutul lui 2021. Rapid i-am dat. Până s-a terminat, până a început nou sezon în 2021, deja erau dați toți în primăvară, nu mai era niciunul. În toamnă i-am dat pe toți, în toamnă 2020, nu cred că au prins 2021. Dar iată, am păstrat din acea familie, pentru că eu lucrez aceste păsări și așa cum, de exemplu, explicam și lui Denis Vlășceanu de mai multe ori, toate păsările ce le are el, dar și alții, sunt din liniile mele. Deci dacă eu lucrez cu ele, evident că le recomand și altora. Porumbii, chiar dacă se dau, la mine rămân în volieră păsări din linia lor, pentru că lucrez cu ei. Da? Nu-i dau ca să extermin o linie. Nu. Din toate păsările care au trecut pe la mine prin volieră au rămas descendenți, pentru că e nevoie în primul și în primul rând de sânge, chiar dacă există câte un defect, da? Uite, observ la femeluța aceasta, are încălțătură sub inel, da? Nu e încălțătură, e pantalon, putem să-i zicem. Are pene pe picioare, da? Sub inel. N-are rost să fac zoom, că se vede de aici, inelul fiind de culoare închisă, da? Da? Se văd pănuțele alea albe care ies sub inel. Un defect care se poate corecta și la prezentarea în expoziție, dacă este cazul. Dar nu este cazul. Pasărea aceasta fiind rămasă din acea linie de păsări, nu merge la expoziție să o forțez cu drumul și așa mai departe. Asta e o pasăre care pentru mine reprezintă o soluție la un moment dat sau un as din mânecă în alte situații. Intenționez să o reproduc în acest an și să termin și cu ea, da? Ca să păstrez pui din ea, evident. Dar încă nu m-am hotărât cu ce mascul să o pun. O variantă la care mă gândisem zilele trecute era să o pun cu masculul roșu recesiv din primit astăzi din Anglia sau ajuns astăzi din Anglia, dar între timp mi-au venit alte idei. Masculul acesta va merge cu altă femeie cu care se potrivește mai bine, zic eu. M-am gândit să o pun cu ăsta alt, cu
brownul, spread, dar mai trebuie să mai vină două păsări, o femelă și încă un mascul, un mascul albastru, și o voi pune, cred, cu acel albastru. Bun, până atunci hai că ne putem juca puțin cu ei, să băgăm masculul roșu cu ea, să îi putem vedea un pic împreună. Stai, mă! Oh, 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 oh! Mascul foarte înalt, subțire, lung, mă repet, înalt, s-ar potrivi cu ea, dar se potrivește și cu altă femelă cu care o să îl vedeți în momentul în care o să-i împerechez. Am vrut doar să-i pun să vedeți ce înseamnă să ai păsările potrivite, da? Să scoți o femelă de 3 ani de zile care n-a fost lucrată până acum și care acum ar putea fi la momentul potrivit. Dar nu este asta, vă ziceam că m-am gândit la altă femelă. O să văd când o să mă hotărăsc, îi mai filmăm o dată. Cealaltă femelă este în aceeași situație de a fi păstrată din 2021, da? Și femeia aceea am păstrat-o 2 ani de zile fără să o reproduc. Și acum îmi pică la fix cu acest mascul. Dacă mă voi hotărâ definitiv să îi reproduc în acel fel, da? Hai să aducem și brownul, care este un pic mai moderat pe picioare. Opa, opa, opa. Opa, Penelopa. Să luăm și brownul. Hop, 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 hop. Nu mă cunosc păsările, nu sunt stresate, numai ce au ajuns astăzi, da? Hai să vedem dacă brownul se prezintă. Și el frumușel. Sigur. Nu-s păsărie sperioase. Sunt păsări cu caracter frumos, cu temperament. Mă refer la masculi ăștia doi care au venit acum. Foarte frumoși. Curați pe picioare. De pene mă refer, nu de mizerie. De găinați. Lungi picioarele, lungi. Lungi. Dar binevenite. Zic așa. Cu femeile potrivite mă vor scoate pe mine din impasul, poate, al unor picioare mai scurte pe păsările mele anterioare. Uba, 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 uba.
apropo de, da, că se potrivește la picioare, și apropo de familia cu Clemeroz, da, vă ziceam că am scos în acest an două femele, una indigo și una andaluz, care apar în clipurile premergătoare naționalei din decembrie 2022, de luna trecută, scoase din masculul Clemeroz, da, care a ajuns ulterior în Moldova la Cosmin, Gheuca. Așa, acele două fiice, da, una indigo dungaci și una andaluz, m-am gândit astăzi că îl voi pune pe el cu femela andaluz. Din acele două surori. Cel va merge cu femela andaluz, cred, o să vedem când o să-i aduc. O să ne uităm la ei ca și pereche, ca și potriveală. Ea un pic mai scurtă pe picioare, exact ce vă ziceam. Și el lungan. Ea cu o gușă un pic prea mare și el cu o gușă mai micuță, mai potrivită. Uba, 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 uba. Up, up, up. Uba, 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 uba. Ce aripă frumoasă are masculul ăsta. Iată, deci că dacă femeia cu Clemeroz va, nu, dacă femeia cu Clemeroz, asta de aici, da, va fi pusă cu, poate, să vedem cum se va potrivi cu masculul care urmează să mai vină din Scoția. Sper să ajungă și acel mascul. Hop, 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 hop. Dacă femeluța aceasta Clemeroz, da, va fi pusă cu acel mascul, uite că din familia cu Clemeroz voi pune o nepoată cu acest mascul. Și uite cum se continuă lucru cu acele două familii, fără pe familia cu Clemeroz fiind lucrată în ultimii ani. Și familia cu Clemeroz e, nu, pusă la păstrare o singură fiică din ei. Aceasta. Hai înapoi. Mergi tu oare direct pe box? Nu pe aia. Te-ai gândit să ieși și tu. Nu-i nimic, nu-i nimic. Facem show. Facem show. Show. Showbiz. Showbiz. Bun. Băiatul vine aici. Stai acolo. Stai acolo, că îți aducem și fetița. Ia uite ce frumoasă s-a expus ea aici. O bijuterie. Care nu se simțea bine acolo pe boxă, cu mine așa de aproape de ea. Da. Pune un pic pe pauză, s-o prind. Da. Am dus-o pe ea și-a plecat el. Și continuăm să ne jucăm. Uite, roșu, ce bestie îi. Brownul. Vedeți, săgeat, așa lung, frumos. L-am agățat din aer ca pisica. Ia. Încerc să fii finuț cu ei și nu reușești. Ia uite ce... Ce lungime frumoasă are mascul. Aripă frumoasă. Thank you.
Lucrăm păsări. Dacă nu-ți aduci, n-ai cu ce lucra. Dacă nu-ți aduci, n-ai cu ce lucra. Nu poți să rămâi numai în păsările tale. Uite ce frumos stă aici masculul. Uite ce aripă lungă are. Și pliată perfect. Mascul tânăr care nici el nu este în elementul lui, dar nu vorbim de un mascul matur, experimentat. Și în același timp vorbim de un mascul fugării prin pod, nu? Adineauri. No, bun, hai că ne vedem la împerecherea lor, când mă hotără și când se pot face. Până atunci, vă reamintesc, clipul era despre familiile de horseman din voliera mea, despre cum rămân descendenți din toate păsările care trec pe la mine, cu foarte mici excepții, da? Au trecut și păsări de zbor, metiși de horseman sau horseman, nu metiși de horseman, horseman de zbor, din care nu am reprodus, dar dacă ne referim la păsările de standard din toți horsemanii care au trecut pe la mine prin volieră, a rămas cel puțin un descendent direct, da. Și în același timp tot ce a plecat de la mine către colegi, către alți crescători din România, tot este înrudit cu păsările mele actuale, da? Nu doar cu precedentele. Cu precedentele sigur că este înrudit, că este scos din păsări de la mine, dar este înrudit și cu... Există oareși ce legături de rudenie cu păsările mele actuale, da? Sunt familiile de păsări pe care le lucrez eu. Nu pot să zic de nicio familie de horseman că aș fi lepădat-o atâta timp cât din toate familiile mi-au rămas succesori. Eu lucrez cu tot ce am dat și aducem și păsări noi. Uba. Bun! Hai că ne-am întins. Sper că v-a plăcut incursiunea asta în arborele genealogic al unora dintre păsările mele. Unde la origini sunt desigur păsări aduse din Olanda și din Anglia, din Scoția. Nu am horseman decât din alți horsemani care trebuia să-i aduci de undeva, nu? Bun. M-am lăsat numai bine și spor cu horsemanii să aveți. Ciao.